Au marcat cei 30 de ani de independență, promovând modul sănătos de viață. Un grup de cicliști a decis să facă un tur pe două roți până în satul Coșnița din Rainul Dubăsari, acolo unde acum 30 de ani s-au dat lupte pentru independență. Din grup au făcut parte cicliști cu experiență, dar și novici. Traseul de 60 de kilometri a fost susținut de toți cu brio. Cei 37 de cicliști au decis să felicite Republica Moldova cu cele 3 decenii de independență, cum au știut ei mai bine, pe două roți. Deși traseul a fost cu mai multe pante, iar din grup fac parte mai mulți novici, la finalul cursei toți s-au declarat mulțumiți. Mă simt energetic, foarte pozitiv. Știți, a fost drumul plăcut, am pedalat plăcut. Ce-ar fi fost? În rest, doresc această numai sănătate. По сложности, но я не могу сказать, что это самое сложное. Есть определенные горки, которые немножко тяжелее, чем обычно. Если человек систематически хотя бы раз в неделю или раз в две недели проезжает хотя бы там 10-15 километров, то в принципе шанс есть проехать. Горку тяжеловато, а так хорошо. Ничего страшного. Ну, не первый раз уже едем, уже пятый, шестой раз. Не считалось, был чуть-чуть. Всем здоровья, удачи, успеха. Lilian Belecci a urcat pentru prima dată pe bicicletă când era copil. De atunci nu folosește un alt tip de transport. Chiar și peste hotare merge pe bicicletă. De la 3 ani am 39, ia ca 36 de ani cu bicicletă. Eu în fiecare zi merg cu bicicletă la lucru, în fiecare zi. Asta e un transport ecologic, e mai bine pentru sănătate. Am fost și în Ucraina, la mare, întotdeauna, plec cu bicicletă. Mascota cursei de ciclism a fost un câine comunitar. Cicliștii spun că patrupedul deseori îi însoțește, iar atunci când nu se fac curse, aleargă alături de unii participanți prin Chișinău. Никто не знает точно, как его зовут, каждый называет по-своему, и где он живет тоже точно никто не знает, но он живет где-то в центре, он, видимо, уличный, вот он любит бегать с велосипедистами. Punctul final al cicliștilor a fost satul Coșnița din Raionul Dubăsari. Organizatorii nu au ales întâmplător locația. Aici locuiesc mulți dintre cei care au luptat pentru independența Republicii Moldova. Locul unde s-au întâmplat lucruri frumoase și locul unde s-au întâmplat lucruri nefericite, mă refer la războiul de pe Nistru, și vrem să le omagem de altfel pe ei, cei care sunt veterani ai războiului, și să le aducem în primul rând un omagiu prin acest traseu. Много погибло, много раненых, меня Бог миловал. И одна женщина была. Стреляли и... Ну все, все было. Почти 5 месяцев участвовала, именно на позиции была. Am fost trimis în, la prima linie a transnistrenilor pentru a asigura tratativele cu drapelul alb, pentru a asigura scoaterea răniților. Cicliștii au pregătit și un program special pentru locuitorii satului Coșnița, care au venit în centrul localității să sărbătorească independența țării. Хор, cum s-ar zice, și хор ce ar însemna? Ar însemna unirea, unirea poporului. Niște foarte sentimente foarte pozitive și adică niște mii de kilometri de această prima dată în această localitate. Și Clubul Cicliștilor Amatori a sărbătorit astăzi o mică aniversare, a 10-a cursă parcursă de Ziua Independenței. La mulți ani, Republica Moldova!